Am plecat din, am văzut Palatul Schönbrunn. Enervant din multe puncte de vedere, în punctul meu, faptul că, inițial a fost făcut cu vânătoare. Ulterior, la cât există acolo și cum trăiau oamenii din acea perioadă de timp în care a fost făcut și folosit și de către cine și mai departe, se pare un contrast extraordinar de mare. Erau oameni care nu aveau lumină în case și trăiau așa. Peste alta e enervant să vezi cum trăiesc, cum au trăit anumiți conducători și oamenii de rând. Dar na, asta este istoria omenirii din care noi chiar facem parte, vrem, nu vrem. Acum am plecat, suntem în aceeași stație de metro în care plecăm pentru că vii cu mine, spre Unterwasser sau ceva de genul ăsta, un cartier interesant, hai să vezi și tu. În rest, voi e bun, chiar e bun, chiar vremea e superbă și cam atât. Da. Puțin moleșit pentru că după o bere servită la o terasă din Cinta și apropierea castelului, pe o asemenea ușoară căldură, zic cam mult mai ușor genunchi, dar e de bine. Aștept să vină. Super tare, super tare. Ceau și mă noroc.